În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul și nevrednicul robul Tău. Doamne, primește rugăciunile mele și iartă-mă pentru păcatele mele când strig către Tine. Doamne, ajută-mă! Când ispitele mă încearcă, dă-mi puterea să le biruiesc cu ajutorul Tău, căci fără Tine suntem pierduți. Doamne, dă-mi sănătate! Tu, Doamne, ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Te rog, să-mi dăruiești sănătate, să mă păzești de toate bolile și să-mi dai forța să le biruiesc. Doamne, dă-mi înțelepciune! Ești izvorul tuturor cunoștințelor. Luminează-mi mintea să înțeleg voia Ta. Doamne, fă-mă vrednic de iubirea Ta. Harul Tău să mă însoțească și credința să mă călăuzească spre bine. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Fie ca pacea și binecuvântarea să însoțească fiecare inimă care o rostește. Distribuie acest video pentru a răspândi binecuvântarea.